De mult, într-o cetate fără vreme, trăia un om ciudat, un neiubit, pe care îl pomeneau cumplit blesteme și bănuieli îl ocoleau cumplit. Neguțător de săbii și pumnale, străin de toți, însingurat, uituc, prin larme de bazar călca agale, cu urme tăinuite sub papuc. Ilie Constantin, poet, eseist, traducător, prozator. Ilie Constantin este un nume familiar cititorilor și criticilor din generațiile trecute și aproape complet necunoscut celor mai tinere. Personalitate importantă a poeziei române, debutează în 1960 în revista Luceafărul, alături de Cezar Baltag și Nichita Stănescu, cu volumul de poezii Vântul cutreieră apele, prefațat de Alexandru Filipide. Generația 60 are un statut aparte în poezia română. Este formată de cei ce s-au născut la scurtă vreme înainte de începerea celui de-al doilea război mondial și care au început să scrie în jurul anilor 60, perioadă care coincide cu puternica oprimare instaurată de regimul comunist. Ilie Constantin își începe drumul literar într-un decor al ideologiei proletcultiste aflate în plin avânt în anii 60 în România. Proletcultismul reprezintă o mișcare politico-ideologică al cărei scop este distrugerea vechii culturi și crearea alteia noi, în slujba muncitorilor și țăranilor, clase fundamentale în statul comunist. Arta, implicit și poezia, trebuia să oglindească doar realizările muncitorilor și ale țăranilor, ale modului de producție socialist. Ea cere oamenilor culturii, artiștilor, să coboare în mijlocul oamenilor muncii din uzine, de pe șantiere sau gospodării agricole. Noi învățam la școală Lazar de la Rusca, învățam poeme patriotice de dimineață până seara. Cenzura era obligată aproape să nu-ți publice o carte decât dacă scrii despre Sondor, despre miner, despre... Din păcate... Este perioada în care scriitorii și nu numai, mari personalități și intelectuali ai vremurilor, care nu erau de acord cu regimul, erau acuzați de propaganda anticomunistă. În aceste vremuri, Radu Gir, Constantin Noica, Paul Goma, Vasile Voiculescu, Petre Țuțea, Nichifor Crainic, Constant Tonegaru, Nicolae Steinhardt și alții erau persecutați, li se intentau procese, erau arestați sau erau condamnați la moarte. Poezia însă devenea arma principală într-o luptă spirituală, o hrană sufletească pentru cei ce au continuat să scrie, fără hârtie și creion, pe pereții celulelor sau memorând pe de rost sute de versuri. Generația 60 este una atentă la fenomenul literar european, dând naștere unei poezii noi, diferite de cea din manualele școlare. Acești poeți, tributari modelelor interbelice, reiau poezia lui Arghezi, Barbu, Blaga sau Bacovia, revenind la tematica poetică fundamentală. Iar pentru noi care veneam din urmă și care eram obișnuiți să asistăm că se năștea o poezie nouă sub ochii noștri, nu era poezia din manuale, nu era poezia pe care eram siliți să o suportăm și numele respective să le acceptăm, era o generație care făcuse compromisul. Erau în același timp o serie de poezi care nu au făcut acest compromis, indiferent cum a fost Constant Tonegaru, a murit la 33 de ani chiar în închisoare. Ilie Constantin face parte dintre corifeii generației 60 și numesc pe primii care s-au afirmat în literatura noastră, este vorba de Nichita Stănescu, Grigore Hagiu, Cezar Baltag și Ilie Constantin, care era cel mai tânăr dintre ei în momentul intrării lor în literatură. Au urmat apoi Păunescu, Blandiana, Constanța Pugea, Gabriela Medinescu, Marin Sorescu, Mălăncioru, a debutat în 1938 și Angela Marinescu. Mai poeții generații unii de 60 de către critica literară.
Din acest uriaș fenomen al literaturii române, și anume generația 60, face parte poetul Ilie Constantin, a cărui poezie se diferențiază de cea proletcultistă și, urmând traseul generației sale, restabilește legăturile cu poezia și cultura europeană. Despre Ilie Constantin au scris toți mari critici importanți ai vremii. Eu însă, în anii de liceu, când am început să scriu, copiam din când în când câte o poezie din acești mari poeți care nu semănau cu nimeni, nu semănau nici ei între ei, nu vei nicio ce și nu sunt critic literar, pentru că așa se afirma, de fapt, forța literaturii noastre, care ieșise de sub modelul literaturii unice, proletcultiste, care așa trebuia să rimeze obligatoriu zi cu partid și alte lucruri de felul acesta. Literatura atunci era într-o perioadă dificilă, în plin proletcultism, care se desclășta încet și apăream noi cu versuri mai omenești. În rest se scria destul de cu vroia regimul, cu comuniste. Despre Ilie Constantin se poate spune simplu că nu a făcut compromisuri. A ales, asemeni multora care se opuneau regimului, exilul. Exil datorită căruia va fi avut un destin diferit față de cei din generația sa de debut. Ilie Constantin este unul din poeții programați să fie dați uitării la ordinele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. În timpul comunismului a fost șters de pe fața pământului. Deși în perioada interbelică Cioran, Eliade, Ionescu și toți intelectualii mari care au plecat în timpul între cele două războaie mondiale, în perioada interbelică, au fost glorificați la București. Dar el a plecat în timpul comunismului și atunci ei l-au desființat aici, acolo. Neputând face față ororilor cotidiene, paralizat de ideea de a face compromisuri și umilit de presiunile securității, în 1974, în urma unei burse obținute la Perugia, în Italia, decide să nu se mai întoarcă în România. Solicită și obține azil politic în Franța și se stabilește la Paris, plătind pentru obținerea libertății de opinie și expresie prețul carierei literare, al radierii numelui său din reviste, cărți și biblioteci publice din țară, dar și pe cel al separării de familie. Absența sa din conștiința literară românească avea să dureze până dincolo de 1990, deși autorul părăsește scena literaturii românești în plină ascensiune a carierei literare, colaborează cu revistele românești ale exilului, continuă să publice în limba franceză începând cu 1981 și tot în Franța obține un prestigios premiu pentru proza Căderea spre Zenit. Cazul Ilie Constantin, un caz special, așa cum l-a numit criticul Alexandru Condeescu, continuă să fie insuficient supus atenției critice. Deși după 1989 apar și în țară titluri importante de versuri, proză, traduceri, critică, câteva dintre ele fiind Complicitatea fertilă, Căderea spre Zenit, Desprinderea de țărm, Neguțătorul de săbii, Plecarea prin luptă sau Tinerii noștri bunici. Înaintează corabia în nimic. Batisca furiași cu luminile stinse, atingând poate cu ale sale simțuri mecanice,
fără eroare, recifuri de corali și monștri lacomi, luminescenți, neașteptate umflături ale albiei de abis. În beznele pe care nu le știm, dincoace de hublouri condamnate, globuloși ochi fără privire, noi dansăm și râdem pentru a uita măruntaiele ce ne găzduiesc și ne digeră. În veselia spasmodică de pe punți, sub un desfrâu de reflectoare, se clatină o clipă nebunia noastră. În găoacea unde brusc au încetat nechezuri, rânjete, deliruri, de neînchipuit și adevărat în altă partele, umple luneta ancestrală a amintirii de grab aspirat în sân de nebuloasă. Se naște la data de 16 februarie 1939 la București. Mama sa, Ralița Constantin, este taxatoare de tramvai, iar tatăl său, Stan Constantin, lucrează în industria textilă. Talentul literar și dragostea de carte le moștenește de la mama sa, care, deși nu reușește să facă decât 4 clase, dovedește un remarcabil talent literar scriindu-și propria biografie pentru a o lăsa moștenire copiilor săi. Biografie publicată ulterior de poet într-un volum numit Caietul mamei. Despre mama sa, Ilie Constantin spune astfel: "Nu am luat puțin lucru de la puțin școlita mea mamă. I-am preluat stilul însuși, tăietura frazei." În 1956 absolvă liceul Sfântul Sava din București, iar în 1961 Facultatea de Filologie din cadrul Universității București, secția italiană. Este sprijinit de Miron Radu Paraschivescu, care îi devine mentor și călăuzitor în prima etapă a vieții literare. Ilie Constantin traduce în românește mari poeți italieni ca Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti. Înainte de exil, apar în țară volumele de poezii Vântul cutreieră apele, Desprinderea de țărm, Clepsidra, Buna vestire, Fiara, Coline cu demoni, iar în 1970 obține premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor București. În 1973, demersurile securității de a-l înrola ca informator se întețesc. Pentru că avea contact cu scriitori străini, securitatea îi cere să fie ținută la curent cu ceea ce se întâmpla în afara țării, dar și cu ce ziceau sau făceau ceilalți colegi scriitori români. Umilința, indignarea și panica în fața acestui demers se vor concretiza prin decizia luată de poet în 1973. În toamna acelui an, obține o mică bursă universitară în Italia și decide să nu se mai întoarcă în România. Ilie Constantin schimbă Bucureștiul, unde cariera sa literară se afla în plină glorie, cu Parisul, un oraș căruia avea să-i fie indiferent, așa cum îi erau toți ceilalți intelectuali estici. În ianuarie 1974 obține azil politic în Franța, iar din luna martie a acelui an reușește să obțină slujba de paznic al unui garaj subteran din Paris. Deși nu intenționează să rămână decât provizoriu în această slujbă, avea să lucreze ca paznic al unui somptuos imobil din Paris pentru aproape 8 ani și jumătate. A sacrificat tot. A stat 8 ani jumătate sub pământ. 8 ani și jumătate a stat sub pământ. I-a deschis ușa mașinii lui Alain Delon. Îi ajută și pe alți scriitori ajunși la Paris, pe care îi recomandă proprietarului imobilului, formând, așa cum chiar el relatează în jurnalul său, un mic cerc literar-artistic compus din gardieni carpato-danubieni la 2 pași de Champs-Élysées. Dintr-un garaj subteran de Paris,
te uiți la cer, unde norii au ancore lungi, aruncate la întâmplare, ele se înfig în inimile noastre pe totdeauna. Visele tale nu vor să te urmeze, rămân în trecut. Totul te sfârșește aici. Trecutul e o fiară la pândă care sare spre săracul, subteranul și bolnavul de orgoliul, aiuritul scrib în așteptare. Începuturile vieții la Paris sunt marcate și de lungi corespondențe cu cei de acasă, dar și de întâlniri cu ceilalți scriitori care locuiau la Paris. Cu Mircea Eliade, cu Cioran, cu Milan Kundera. Avea nevoie de încredere, încrederea celor cărora se adresa. Ilie Constantin reîncepe să scrie de-abia în 1981, după o lungă pauză. Deși cunoaște limba franceză, îi trebuie mulți ani pentru a ajunge să vorbească și să scrie franceza în mod onorabil. Timpul petrecut în cabina din garajul subteran îl folosește pentru a citi și a-și însuși temeinic limba franceză, limbă pe care o studiază asemeni lui Cioran, care spunea despre el însuși că a învățat franceza cu disperarea deținutului care pilește gratiile celulei. Aproape jumătate din întreaga creație lirică a poetului Ilie Constantin este scrisă în limba franceză. Limba nu este singurul motiv pentru care poetul încetează să mai scrie timp de aproape 7 ani. Este copleșit de perioada dificilă de adaptare la o nouă lume, unde scriitorul notoriu la București, premiat și cu o bună situație socială, este strivit de realitățile economice ale traiului la Paris și, neposedând nicio calificare tehnică, se vede nevoit să-și câștige pâinea acceptând un post modest de gardian. Faptul de a fi fost adoptat de limba franceză, așa cum îi place să spună, i-o datorează și celei care avea să-i devină parteneră de viață și ulterior soție timp de 13 ani. Ea este cea care îl instruiește cu asiduitate și impresionată de cazul unui intelectual român, scriitor, care își câștiga pâinea ca paznic într-un garaj subteran al Parisului, pledează pentru statutul său social. Statut la care revine spre finalul anilor 80, când obține o slujbă de redactor la o publicație ministerială franceză. Tot la Paris devine și doctor în litere, iar după 1989 obține numeroase premii atât în Franța cât și în România, unul dintre cele mai importante fiind premiul editurii Gallimard în 1989 pentru proza Căderea spre Zenit. Ilie Constantin consideră poezia ca fiind un dicteu din înalt și nici de cum o sforțare pe care scriitorul poate să o facă într-un efort conștient. Așteaptă uneori ani pentru aceste dicteuri din înalt, de unde vin aceste poeme gata alcătuite și pe care el, poetul, de-abia prididește să le transcrie. Tes rêves ne veulent pas te suivre. Ils demeurent dans ton passé. Tout te déchire ici. Le passé est une bête de proie, un fauve aux aguets qui bondit vers le pauvre et humble et malade d'orgueil, le fantasque scribe accroupi. Decizia de a se returna țării natale avea să se contureze de-abia în 1996 și să se concretizeze în toamna lui 2002, când se întoarce definitiv în România, alături de actuala sa soție, Mihaela Constantin. Tot atunci începe procesul de reinserție a poetului Ilie Constantin în conștiința literară românească, însă vizibilitatea acestuia este afectată de lunga perioadă de mai bine de 30 de ani de exil. Exil despre care criticul și istoricul Ioan Adam spune că l-a costat fiind tratat tern în dicționare și neglijat în istorie. Ce s-a întors la Paris?
pentru că n-a plecat niciodată. Nu a plecat niciodată. A scris în limba franceză pentru că așa erau, nu credea nimeni că se va termina comunismul și nici Ceaușescu nu va cădea vreodată. Și atunci o iei de la capăt într-o altă limbă, dar limba lui a fost totdeauna limba română, patria lui a fost limba română. Era un moment important. Mă întorceam definitiv. Primit fără flori și urale, cu bunăvoință. Cu bunăvoință, dar nu cine știe câtă. În cinstea împlinirii vârstei de 80 de ani, are loc un eveniment de muzică și poezie organizat cu sprijinul harpistei Delfin Constantin, una din fiicele poetului, în cadrul festivalului Harpissima București 2019. Je m'appelle Delfin Constantin Reznik et je suis la fille cadette d'Ilie Constantine, ou bien la fille aînée de la branche française, on peut dire ça comme ça. Je suis musicienne professionnelle, harpiste, dans un orchestre de renom en Scandinavie. Pour moi, cet événement a été quelque chose de très fort. J'ai eu cette idée d'organiser cet événement à l'occasion des 80 ans de mon père. J'ai toujours été très émue par son œuvre et j'ai vraiment voulu rendre hommage à l'occasion de ses 80 ans à son œuvre en organisant une soirée qui pourrait lier les arts à la confluence des arts, comme la confluenza artilo. Et étant musicienne moi-même, je ne voyais pas d'autre manière qu'allier la poésie avec la musique dans un endroit magnifique, dans la ville d'origine et de résidence de mon père. Pour moi, ça a été vraiment aussi très très émouvant et très important que mon frère lise les poèmes en français, parce que c'était comme une collaboration familiale accrue. Et d'avoir aussi une excellente actrice qui a lu les poèmes en roumain. J'ai trouvé que l'alternance des langues et de la musique a été parfaite en fait. Alors, je suis Jérôme Constantin, donc le dernier fils d'Ilie Constantin, le dernier fils d'une fratrie de 5 personnes, 3 filles et 2 garçons. J'ai, en ce qui me concerne, justement, j'ai découvert son œuvre très tardivement. J'ai découvert mon père assez tardivement parce que on l'a assez peu connu dans notre enfance et dans notre adolescence. Et justement, pendant l'adolescence, j'ai été un peu à sa recherche à travers son œuvre. Il parle de sa présence dans nos vies en disant « un père présent absent ». C'est un grand artiste, mais pas nécessairement un père très présent, mais un grand artiste. Qu'entre povestire hasidică, un copil a desenat un copac, dincolo de care el spune că tatăl său prezent absent se joacă cu el de-a v-ați ascuns. Respectând regula, am închis ochii și am numărat multă vreme înainte de a începe să te caut. Am pierdut, nu-i vorbă, tu ai învins. Atunci, de ce nu te arăți? Densă-i absența ta, jur împrejur. Uneori îmi vine să cred că m-am jucat întotdeauna singur, dar statornic deasupra speranței, copacul e de față.
ieșit de sub creionul unui copil ce-și caută tatăl. Aici un rabin asidic ar putea observa că băiatul ce desena mai ieri, de vreme ce-l știe în spatele copacului, prinș împreună în jocul de avaț ascuns, nu-i cere tatălui să se arate. La profondeur des interrogations qu'il peut avoir à l'intérieur et puis la manière d'exprimer les choses continue à me toucher énormément et j'ai énormément de respect pour ce qu'il a accompli. Et j'aimerais bien apprendre le roumain pour pouvoir lire aussi ses poèmes de la période roumaine. Je suis toujours très impressionnée par la profondeur de ses pensées en fait, qu'il transcrit dans ses poèmes et sa prose. Le fait qu'il voit aussi loin dans sa perception métaphysique du monde et que moi j'exprime à travers la musique et que lui exprime à travers ses poèmes.